putem spune că Marcus Aurelius a fost campion la a gestiona anxietatea. În fața dezastrelor care au cuprins Roma antică, în loc să se îngrijoreze și să se panicheze, acesta aborda cu calm și raționalitate problemele, indiferent de cât de mari ar fi fost ele. Războaie, ciumă, foamete sau trădare, și de fiecare dată reușea să treacă de primejdii păstrând Roma la oaltă. Printre toate câte a trecut și a îndurat, singurul său sprijin, arma și scut împotriva necazurilor vieții a fost filozofia. Atitudinea filozofică, cât și gândirea sa stoică, l-au făcut să se salveze atât pe sine, cât și un întreg imperiu, într-una dintre cele mai crâncene perioade pe care a cunoscut-o întreaga istorie a umanității. Astfel că vreau să-ți ofer 4 tehnici sau metode de abordare a situațiilor ce provoacă anxietate pe care însuși împăratul filozof le-a inventat și aplicat în viața sa, una mai puternică decât cealaltă. Dacă el a trecut prin atâtea și atâtea folosindu-se de aceste tehnici de a combate anxietatea, cu siguranță că te vor ajuta și pe tine în situațiile din viața ta. 1. Totul este o istorie care se tot repetă. Marcus Aurelius era convins că nimic rău din ceea ce se întâmplă nu este nou, că a mai fost cumva prezent într-o altă formă în trecut. Anxietatea apare când ceva de care ne temem este nesigur și nu dorim să se întâmple. Dar trecutul ne arată că lucrul de care ne temem nu a fost atât de groaznic pe cât am crede. Până la urmă, dacă un eveniment dificil s-a întâmplat în trecut, de ce nu s-ar mai întâmpla și astăzi? E o normalitate. Avea parte de un război? Războaie au existat și vor exista mereu. De ce să se înspăimânte? Pericolul de boală este la tot pasul? De ce să simtă anxietate la gândul cum că s-ar putea îmbolnăvi? Până la urmă, e și el om și este expus riscului. Asta ne ajută și pe noi să ne raportăm la incertitudine. Ce nu este sigur provoacă anxietate. Dar iată că Marcus Aurelius ne arată că nimic din ceea ce există nu este nou. Totul se destramă și se descompune, iar apoi revine într-o altă formă. Dar în același timp, păstrându-și esența, cum spunea el. Istoria se repetă, însă sub diferite caractere și diferite forme. Suntem în anul 2024 și parcă toți oamenii simt anxietate la ce criză va fi. Crize financiare au fost și vor fi mereu. Ciclul de tip crize se întâmplă în medie de o dată la 15 ani. De ce să ne înspăimântăm la ceva ce este normal să se întâmple? Asta nu înseamnă că trebuie să fim indiferenți la problemele financiare, dar să le întâmpinăm cu înțelepciune și cumpătare. Așadar, să medităm din când în când la ce ne provoacă anxietatea și să ne întrebăm ce stare să mă îngrijorez dacă acel lucru oricum urmează să se întâmple. E aproape imposibil să aplici acest principiu, care este destul de general, ce-i drept, fără să le aplici pe celelalte. Hai să le vedem deci. 2. Ignoră părerile din exterior. De dimineață începe să-ți spui: voi întâlni un indiscret, un nerecunoscător, un violent, un perfid, un invidios, un nesociabil. Toate acestea li se întâmplă din necunoașterea celor bune și a celor rele. Marcus Aurelius, având funcția de împărat roman, trebuia să ia decizii pentru întreg poporul, adică să-i mulțumească pe toți, ceea ce este imposibil. Oamenii îl criticau și acuzau pentru ceea ce făcea și cum lua decizii, dar aceștia nici măcar nu știau de multe ori contextul și faptul că el chiar avea cele mai bune intenții, dar era constrâns de lucruri pe care nu le putea controla. După mai bine de 2 milenii, nimic nu s-a schimbat. Lumea în care trăim este plină de voci și de păreri contrare. E normal să simți anxietate când vrei să împaci pe toată lumea, pentru că acest lucru este imposibil pur și simplu. Fiecare își dă cu părerea, spune ce e important și ce nu. Are opinii și pretenția ca ceilalți oameni să se comporte după cum vrea respectivul și că viața ar trebui să fie cum vrea el. A satisface toate dorințele cuiva este imposibil, dar și greșit. Ce drept are acea persoană asupra ta? Să nu mai vorbim de situația în care trebuie să mulțumești toate dorințele la toți oamenii. Marcus Aurelius a înțeles asta și a ales pur și simplu să ignore părerile altor oameni pentru a nu-și cauza singur anxietatea. El prefera să facă lucrurile cum știe el mai bine, bazat pe principii filozofice și nu pe ce zice altul că este bun sau rău. Iar eu unul am păstrat acest principiu și practicat până în ziua de astăzi. Când primesc un comentariu negativ, un e-mail mai răutăcios sau un alt tip de ironizare, nu mă îndoiesc de mine și nu simt anxietate. Criteriul prin care eu mă evaluez sunt principiile mele
și nu ce zice sau ce crede cineva despre mine, care cel mai probabil nici nu mă cunoaște. Și mi-ar plăcea dacă și pentru tine ar fi la fel. Ai putea să te concentrezi pe a rezolva circumstanțele la care ești pus, iar când nu se poate, să nu pui la inimă răutatea vorbelor gratuite a necunoscuților. Pentru a reuși acest lucru, ai nevoie de punctul următor. 3. Practică mindfulness. Reamintește-ți că nu viitorul sau ceea ce a trecut te copleșesc, ci întotdeauna prezentul. Marcus Aurelius. Când auzim despre ideea de mindfulness, ne gândim la a medita și a ne conecta la momentul prezent pentru a diminua anxietatea. Însă, mindfulness-ul stoic este diferit de ceea ce suntem noi obișnuiți. El presupune a face în fiecare moment ceea ce depinde de tine, cu pricepere și simț de răspundere, având compasiune față de oameni. Ai de susținut o prezentare în fața unei mulțimi? Concentrează-te pe acțiunile tale, pentru că anxietatea vine din încercarea de a-i mulțumi pe alții. Nu te gândi deci ce vor crede despre cum prezinți, ci doar prezintă, cum știi mai bine. Orice acțiune ai lua, fă-o motivată de principiile filozofice, de ceea ce este valoros și adevărat pentru tine. Fii conectat la ceea ce faci, făcându-l cu toată inima și priceperea de care dai dovadă, astfel că nimic ce vine din exterior care îți provoacă anxietatea nu va mai conta. Iar dacă nu poți face asta mereu, punctul următor te va ajuta. 4. Construiește-ți viitorul în prezent. Viața este în așa fel făcută pentru oameni încât rezultatele vin doar după un anumit timp, deși efortul îl depui în prezent. Lucrezi 30 de zile, iar abia apoi îți iei salariul. Mergi la sală 6 luni, iar abia apoi începi să vezi rezultatele. Lucrăm în prezent pentru un viitor îndepărtat, iar asta este descurajator. Totodată ne zboară mintea către viitor destul de ușor, dar de multe ori fără vreun beneficiu. Nu știm să legăm prezentul de trecut astfel încât să fim motivați în acțiunile noastre și de aici vine și anxietatea. Soluția ar fi să ne transformăm îngrijorările viitoare și anxietatea în obișnuințe prezente ce ne vor ajuta să rezolvăm probleme din viitor, dar lucrând în prezent. Așa alegi munca grea din prezent cu ușurința de a zborda mental în viitor. În mod concret, dacă te îngrijorezi de sănătate, caută să faci exerciții și să-ți optimizezi relația cu mâncatul chiar acum. Astfel te concentrezi doar în prezent, iar rezultatele vor veni drept consecință. Scopul e să trăiești cât mai mult din prezent fără a te îngrijora de viitor. Dacă ți-au plăcut aceste 4 principii de la Marcus Aurelius de a combate anxietatea, găsești un alt video cu principiile împăratului filozof despre înțelepciune în colțul de sus al ecranului. Ne găsim acolo! Hai să promovăm împreună educația emoțională în România. Mă poți ajuta cu un like, un subscribe și sper să mai urmărești și alte clipuri de pe acest canal. Mulțumesc pentru susținere!